Conexiune istorică. Lucrarea unei poziții ferme. Sunt mulți tineri care merg prin întuneric și nu au lumină. Motivul pentru care se întâmplă asta este pentru că nu au încredere în Domnul și nu stau alături de Dumnezeu. Ei își urmăresc satisfacerea propriilor plăceri și înaintează în viață conduși de propria înțelepciune omenească. Lor li se pare greu să-și modeleze viețile după simplitatea modelului Iisus Hristos. Chiar dacă nu vor să fie situați printre necredincioși și nelegiuiți, ei totuși nu găsesc confort în slujirea lor împărțită, făcută cu jumătate de inimă. Domnul și-a întins mâna cu cea mai pură iubire și înțelegere, dar ei nu vor să se încreadă în El, ci vor să se simtă în întregime capabil să facă singuri planuri pentru sine. Ei merg în lumina scânteilor de la propriile vreascuri și, prin urmare, merg în întuneric, neavând lumina adevărată. Vocea Domnului se face auzită spunând: urmează-mă! Cine mă urmează nu umblă prin întuneric, ci va avea lumina vieții. Însă, la fel ca Saul, ei vor să meargă pe propriul drum. Domnul le marchează o cale pe care vrea ca ei să urmeze. El le-a dat talenți care să fie folosiți pentru gloria Lui, pentru a face o anumită lucrare pentru Dumnezeu. Dar Satana spune: voi revoca porunca lui Hristos, le voi preocupa creierile cu altceva, astfel încât îmi vor servi mie. Voi ascunde interesele eterne dinaintea lor și le voi atrage mintea spre interese lumești. Și atunci, când vor fi dezamăgiți de unele dintre ele, le voi pune în față alte atracții. Le voi orbi puterea de a face diferența, astfel încât să ajungă să lucreze împotriva progresului adevărului. Îi voi lega de ispite lumești cu fire fine, a căror putere de a lega va deveni asemenea funilor de oțel, iar ei vor fi robi în slujba mea. Îi pot conduce oriunde vreau, iar ei nu vor ști că vor fi ostili lui Isus, rivalul meu și neloiali lui Dumnezeu. Mulți se autoamăgesc și intră în planuri cu care Domnul nu are nicio legătură. Însă singurul traseu sigur de urmat este supunerea față de cuvântul Domnului. În loc să facă aceasta, mulți propun să facă lucruri minunate. Ei găsesc că le este mai ușor să planifice vreun lucru măreț pentru viitor decât să renunțe la sine, să-și predea inima, mintea și voința lui Dumnezeu și să se supună să fie modelați de puterea aceea care poate crea și distruge. Lăsați tinerii să-și examineze critic motivele prin rugăciune și studiu al Scripturii și vor vedea dacă propria viață și inclinațiile lor nu îi îndepărtează de cerințele lui Dumnezeu. Sunt mulți care zic: voi face asta sau cealaltă, pot să fac o lucrare bună în felul ăsta sau celălalt. Rugați-vă însă pentru a ști dacă urmați lumina lumii sau sunteți luminați de scânteile propriilor vreascuri. Este un lucru primejdios să mergi în lumina scânteilor de la propriile vreascuri, căci cuvântul lui Dumnezeu declară despre cei ce fac asta că ei o să zacă în dureri. Urmând propriul vostru drum, veți fi dezamăgiți. Nu veți avea nicio alinare. Nu veți câștiga nimic pentru voi înșivă și îl veți jefui pe Dumnezeu de serviciul datorat lui, deoarece ați insistat să încercați în felul vostru spunând: voi lucra pentru Dumnezeu în felul acesta. Când Dumnezeu a trasat o altă cale. Planurile voastre par foarte plauzibile, dar dacă nu sunt înfăptuite în Dumnezeu, nu vor duce la nimic. Domnul vrea ca slujitorii lui să lucreze planul lui, deoarece atunci și el poate lucra cu ei. Dumnezeu cere ascultare. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Dumnezeu nu va tolera încăpățânarea și răzvrătirea, căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafim. Tineri bărbați și femei, întrebați-vă în privința relațiilor de afaceri dacă vă aflați acolo unde vrea Dumnezeu să fiți. Mă situez într-un loc unde sunt predispus să cedez tentațiilor? Mă aflu într-un loc unde pot desluși
învățăturile Duhului, pot eu la actualul loc de muncă să mă bucur de binecuvântarea lui Dumnezeu în întregime? Îmi fac eu datoria? Binecuvântarea lui Dumnezeu se va revărsa asupra celor care se află exact acolo unde plănuiește Dumnezeu ca ei să fie. Ți-a dat Domnul lumină că dorește să faci o anumită lucrare? Dacă așa stau lucrurile, atunci neascultarea nu va aduce speranță și siguranță. Gândiți-vă serios la rolul vostru. Întrebați-vă dacă îi slujiți Domnului Iisus sau doar vă satisfaceți ținele și eșuați în ai mulțumit lui Dumnezeu și al onora numele Sfânt. Vreți să schimbați ordinea lucrurilor fără întârziere? Atunci Iisus vă invită să credeți. El spune, orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Tinerii să apuce strâns mâna puterii infinite. Credința crește prin practică. Hrăniți-vă cu făgăduințe. Mulțumiți-vă să vă bazați pe promisiunea simplă a cuvântului lui Dumnezeu. Nu mai întârziați în necredință, căci vă aflați în pericol să vă pierdeți sufletul. Hristos spune, dacă vor căuta ocrotirea mea, vor face pace cu mine. Da, vor face pace cu mine. Vor exista momente de descurajare, însă nu renunțați la rugăciune. Rugăciunea sinceră este întotdeauna auzită. Răspunsul poate întârzia câteodată, astfel ca persoana care se roagă să o facă mai insistent. Dacă perseverăm, vom dobândi o experiență de cea mai mare valoare, care nu va fi uitată niciodată. Nimeni care așteaptă pe Domnul nu va fi rușinat vreodată. Câteodată, răspunsul va sosi într-un mod atât de evident, încât vom fi luați prin surprindere. Binecuvântarea ne va bucura sufletul și vom aduce laude lui Dumnezeu. Vom înțelege împlinirea făgăduinței. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta. Tineri bărbați și femei, luați decizia fermă și definitivă să stați alături de Domnul. Domnul are o lucrare pentru voi, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți-L pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Viețile voastre sunt valoroase, altfel Hristos nu și-ar fi dat viața pentru răscumpărarea lor. Este privilegiul vostru să ajungeți cât mai sus în realizări spirituale. Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile Lui iau aminte la strigătele lor. Voi care v-ați bucurat odată de dragostea lui Iisus și care ați mărturisit pentru Dumnezeu cu ochii umezi și inimi frânte, unde vă aflați astăzi? Dumnezeu vă iubește. El a venit în lumea noastră pentru a-i căuta și salva pe cei pierduți. El vă va restitui bucuria mântuirii. Cândva ați declarat că sunteți ai Domnului și iubirea lui Iisus v-a pătruns în suflet, însă nu ați urmat cerințele lui Dumnezeu, nu ați reușit să trăiți în conformitate cu lumina. Cu toate acestea, Iisus vă iubește. Veniți și căutați-L pe Domnul așa cum sunteți. Nu fiți descurajați și nu vă gândiți că sunteți uitați de Dumnezeu și de oameni. În loc să mergeți pe drumul luminate, scânteile de la propriile vreascuri, mergeți în lumina cerului. Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul robului său? Cine umblă în întuneric și n-are lumină să se încreadă în numele Domnului și să se bizuiască pe Dumnezeul lui? Așteptați-L pe Domnul. Urmați-L pe Iisus, lumina lumii, deoarece El a spus, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Luați decizia fermă și definitivă să stați alături de Domnul. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!